Deci de aia vă sugerez să continuăm cu 4, da? Am audiat, am vizionat. Haideți, doamna Bomboie, suntem la subiectul cu numărul 4. 3. Nu, a fost 3. Acum 4, da. Nu. A fost, acum urmează 4, dacă vreți să plecăm. Ziceam să le luăm pe rând sau la pachet? Haideți să vedem și 4, da? Legătură cu punctul 4 sunt mai multe reclamații în legătură cu emisiunea X Factor, mai multe ediții. O să încep cu ediția. O să încep cu ediția difuzată în data de 24 noiembrie 2013, pentru care CNA a primit în număr de 700 de reclamații. În această ediție este unul dintre jurații emisiunii Chelo, pe numele Cătălin Ștefan Ion, de fapt, a discreditat în mod public pe unul dintre concurenți din motive ce țineau de orientarea sexuală a acestuia. Am citat dintr-o reclamație. Conform raportului de monitorizare, postul de televiziune a difuzat în data de 24 octombrie, în intervalul orar 21-12, emisiunea X Factor, Prima Gală Live, genul programului Talent Show. Emisiunea este o competiție românească televizată care își propune să găsească noi talente. Jurul a fost alcătuit din Dan Bitman, Delia Matache și Chelo. În jurul orei 20:58, ultimul membru din echipa Deliei Matache a fost Paolo Lagana, un italian de 26 de ani, care într-o altă ediție a afirmat că este homosexual. După ce Paul a interpretat melodia, au fost făcute următoarele comentarii. Ne-a mai sunt menționate și încă două ediții ale aceleași emisiuni, reclamațiile 11.364, 11.857, 11.858, respectiv 12.213, petenții reclamă limbajul folosit de juratul Chelo, cât și faptul că această emisiune la redifuzare nu apare mențiunea în reluare. Aceste două ediții, cea din 20-a 10-a și respectiv din 3-a 11-a, au fost în emisiuni înregistrate, au fost difuzate, prima cea difuzată pe 3-a 11-a, în intervalul orar 20:30-23:08, cea de-a doua difuzată în 20-a 10-a, în intervalul orar 20:30-23:17. O să pun secvențele. Mulțumesc frumos. Vă ascultăm, doamnă. Cu privire la antena 3, considerăm reclamația nejustificată, întrucât nu a fost nicio dezinformare, a fost redat exact pasajul preluat din rechizitoriul procurorului. Deci nu s-a inventat nimic, fraza există, o poate vedea oricine, este public, deci nu a fost nicio dezinformare. Bineînțeles că acea formulare a făcut deliciu presei, nu, asta nu înseamnă că trebuia să scrie jumătate de rechizitoriu pentru acea formulare. Era o formulare șocantă, într-un fel, aceea a fost discutată, deci nu există nicio dezinformare, nu s-a inventat nimic, fragmentul există, deci ca atare considerăm reclamația neîntemeiată. Cu privire la al doilea subiect, cu privire la concurent, fiecare membru al juriului și-a exprimat un punct de vedere. La fel a făcut și Chelu. A fost o emisiune în direct, a fost opinia lui, ați văzut că nu a fost împărtășită de ceilalți membri ai juriului și nu, din contră, fiecare a intervenit și și-a spus un punct de vedere în favoarea concurentului. Deci nu a existat nicio instigare la ură, la violență și cel mai important lucru, concurentul nu a fost
afectat în vreun fel. Din contră, el a mers mai departe, nu a intrat nici măcar la baraj, la duel. Deci, ca atare, poziția lui în concurs nu a fost afectată niciun fel. A fost o opinie, a exprimat-o, nu a fost împărtășită de ceilalți membri ai juriului, nu a făcut parte din scenariu, deci ca atare nu considerăm că a fost în vreun fel afectat concurentul. Și la limbajul injurios? Limbajul injurios ați văzut că a fost acoperit de bipuri. A fost un eveniment care într-adevăr s-a întâmplat la filmări. Chelul și-a luxat mâna, umărul, dar acele secvențe au fost montate, iar înjurăturile au fost acoperite. Dacă aveți întrebări pentru invitată... M-aș referi la ceea ce mi se pare că este mai pregnant. Deci eu trec cu vederea plângerea legată de Antena 3, pe care, mă rog, după ce ne despărțim, o voi analiza în cadrul dezbaterilor din Consiliu. Mă refer însă la acea ieșire a domnului Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub nume de Chelu, aceea cotentă homofobă explicită. De acord cu tot ce spuneți dumneavoastră, oarecum a fost acoperit de ceilalți membri ai juriului, cel acuzat așa într-un soi de flegmatism caracteristic, domnule Cătălin Ștefan Ion, mă rog, au făcut în așa fel încât să fie trecut în penumbră, numai că această frază rămâne și încercând să discut noastră într-o formă poate puțin non-conformistă, care nu e foarte uzuală în CNA, dar la urmă să mai stricăm și noi puțin dogmele noastre interne și poate că alte formule de comunicare sunt mai eficiente. Deci, aș merge, dacă vreți, pe o interpretare mai degrabă creștină, că tot se apropie sărbătorile de Crăciun și știm foarte bine că se dorește nu moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Rugămintea mea personală ca membru al CNA-ului este, dacă puteți, să-i transmiteți domnului Cătălin Ștefan Ion următorul lucru. Habar n-am cum se va pronunța CNA-ul. Dar dacă ar fi lucrat într-o instituție media occidentală, pentru asemenea frază, luată în sine, eu cred că ar fi avut mari probleme cu păstrarea jobului. Acesta e mesajul care sper să indice și, dacă vreți, gravitatea care mi se pare că relevă din asta. Da, eu o să transmit, bineînțeles, însă... Știți că și în rândul opiniei publice părerile sunt împărțite, sunt păreri pro sau contra. A fost și el un exponent al unei zone din opinia publică, dacă e Solom. A exprimat o opinie. Ați văzut că el a fost acoperit practic de ceilalți și de prezentatori și de ceilalți membri al jurului, care fiecare în parte a creat o imagine pozitivă concurentului. Deci, pe undeva, Chelu, cu opinia lui, a rămas într-o zonă izolată. Nimeni nu a adus mai departe acel mesaj al lui. Și, din contră, fiecare a încercat să-l ajute pe concurent să-i creeze o imagine pozitivă și nu să-l... Cu asta sunt de acord și asta, cum să zic, salvează totul. Ceea ce spun dumneavoastră acum. Dacă lucrurile mergeau pe trendul sugerat de Chelu, într-o direcție pe care nici măcar nu vreau să-mi o imaginez, era foarte grav. De acord, așa cum spuneam, că oarecum a fost camuflat punctul lui de vedere, problema este că a ieșit un porumbel de o anumită culoare și care, repet, după standardele occidentale, ar fi fost amendat foarte sever. Foarte sever. Cu atât mai mult cu cât din construcția emisiunii, cei trei reprezintă postul. Și din păcate postul nu s-a poziționat în legătură cu atitudinea lui. Că
ce s-au certat ei, ce nu s-au certat acolo, a făcut mai degrabă savoarea întregii prăjituri decât să aflăm așa o poziționare clară, în așa fel încât să nu fie nevoie de această discuție. Fiecare membru al jurului își exprimă opinia cu privire la prestația fiecărui concurent. Nu exprimă opinia postului cu privire la prestația unui concurent, ca să ne înțelegem. Deci fiecare își exprimă punctul de vedere cu privire la prestație. A fost în direct, nu a făcut parte din scenariu, ceea ce pot să vă spun eu, deci nu s-a creat acest moment în niciun fel. A fost o reacție spontană. Asta e, sunt păreri și pro și contra și până la urmă fiecare are libertatea de exprimare să își spună opinie. Deci nu, nici el nu cred că a făcut-o cu rea intenție, pur și simplu a fost o reacție pe care a avut-o în momentul respectiv. Acum, eu nu încerc să apăr, dar ați văzut foarte bine că fiecare a încercat să acopere și să meargă mai departe, practic. Deci nimeni nu a achesat la această, la această opinie pe care a exprimat-o. Este un subiect extrem de delicat. Scuze, m-am băgat eu? Îmi cer scuze. Este un subiect extrem de delicat și eu nu cred că în legătură cu asta ne putem permite să fim chiar atât de... Deci nu e vorba de faptul că el și-a dat cu părerea că nu-i place cum e îmbrăcat. Da? Este vorba de ceva mult mai mult. Nu e vorba despre ce face și despre ce este. Iar în legătură cu asta, eu cred că suntem într-un moment în care chiar trebuie să dăm un semnal dacă ni se pare în regulă sau nu ni se pare în regulă. Eu cred că asta ar fi trebuit să facă postul. Pentru că tot era vorba de o înregistrare și nu a fost ceva ce s-a întâmplat în direct. Nu-i așa? Bun. Există posibilitatea, acum, Doamne iartă-mă, nu cred că e corect ca eu să vă dau lecții și vă rog să nu o luați ca atare. Însă în astfel de situații, în țările calde, curg scuzele postului pe crol. Nu am văzut așa ceva. Nu am văzut niciun fel de poziționare a postului, pentru că s-a călcat pe niște coși de ou acolo și era clar că o să se... că sensibilități extrem de fragile vor fi afectate. Și nu suntem în 1900 toamnă. Suntem într-un moment în care lucrurile astea în alte părți au fost rezolvate de o manieră extrem de elegantă și cu fața la drepturile omului. Domnul Jucă. Doamna, din punctul meu de vedere, lucrurile nu stau chiar așa, în sensul că membrii juriului și-au expus o părere și atât. Totul face parte dintr-un... Hai să spun că nu e chiar un scenariu, înțelegând prin asta că nimic sau chiar totul ar fi regizat. Dar concurenții care ajung în fața juriului nu sunt de pe stradă, sunt îmbrăcați la tocul ușii și intră direct pe podium. Nu. Producătorii și regizorii acestui show, acestui spectacol, știau foarte bine că o astfel de prezență va incita sau va produce o oarecare rumoare. Iar din punctul meu de vedere, se tocmai că se bazau pe reacția acestui personaj Chelo sau, și au dorit să aducă acest moment de picanterie. Nu este vina radiodifuzorului că au fost spuse acele cuvinte, dar este vina radiodifuzorului că au creat, că radiodifuzorul a creat acest moment, știind foarte clar ce se poate întâmpla. Eu sunt convins că aceasta a fost, de fapt, și ideea. Să aducem pe cineva care să creeze un moment interesant, este adevărat, poate a scăpat sau nu de sub control. Însă, ca și o observație legată de acest personaj și, practic, de modul în care se desfășoară acest show, am urmărit, e adevărat, pe canalul public, pe YouTube, cum se desfășoară acest format de emisiune în Marea Britanie, în Anglia, în alte țări, acele țări occidentale despre care vorbea colegul nostru. Sunteți departe. De fapt, toate aceste producții de acest tip sunt departe de, din punct de vedere a calității, a calității reprezentațiilor, a calității juriului, sunt departe de ceea ce ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, nu sunt decât niște show-uri în care, de foarte multe ori, prostul gust este prezentat cât mai mult cu putință, ca să se facă rating. Cred că
Da, în fine, oricum nu interesează pe nimeni și chiar dacă în alte țări standardul de severitate a instituțiilor care reglementează audiovizualul este mult mai sever, probabil că aici nu este cazul. Să vă răspund, în toate domeniile standardele sunt cu totul altele în afară. Dar ceea ce a spus dumneavoastră în prima parte este cel puțin la fel de grav ca afirmația care s-a făcut în emisiune, pentru că noi nu aveam cum să îngrădim accesul acestui interpret pe motiv că el ar avea o altă orientare sexuală. Din contră, el a fost primit în emisiune și a prezentat momentul, deci el nu a fost cu nimic îngrădit în a fi prezent în emisiune. Nu întoarceți ceea ce am spus eu. Am spus că cu atât mai mult cu cât radiodifuzorul știa că un concurent are o anumită orientare, trebuia să pregătească membrii juriului să nu aibă cine știe ce reacții. Iar acest individ care se crede artist în România, ați putea să-i transmiteți că nu este deloc un artist. Din punctul meu de vedere, absolvent a unei universități de artă, este un om care și-a ratat cariera în muzică. Și nu înțeleg ce anume îl face pe el atât de superior prostimii care servește programele dumneavoastră. Deci puteți să-i transmiteți, vă rog frumos, acestui domn, nu-i rețin numele, n-am de ce să-i rețin numele, că nu este deloc un artist. Iar un astfel de om care este adus în calitate de membru a unui juriu nu face deloc cinste adevăraților artiști din România care sunt mult mai îndreptățiți să ocupe un loc în cadrul unui show de televizat. Acest individ, dacă ar fi aici în locul dumneavoastră și m-aș fi bucurat să fie, n-ar fi putut să cânte o gamă de la Do La Si. Eu nu mă pot pronunța pe aceste aspecte. Eu zic că modul în care membrii juriului au fost aleși ține de politica editorială, de zona editorială a postului și nu poate fi comentat în cadrul CNA. Spuneți-mi condiții trebuie să îndeplinești ca să te înscrii la concursul ăsta. Oricine se poate înscrie sau... Organizează niște preselecții, nu știu exact, există un regulament care este până prezentat. La preselecție, trimiți un CV, ce faci, cum te înscrii? Din câte știu eu, te prezinți la acele preselecții care se fac în toate orașele țării. Juriu tot spunea că e un artist. Are o diplomă sau cum e un artist? Care nu, din câte știu eu, sunt persoane care nu mai au nu au trecut în... În muzică. Nu e artist. Cred că se refereau că la prestația lui din cadrul emisiunii, că a fost într-adevăr prestația unui artist. La asta am înțeles eu că se refereau membrii juriului. Și există vreun regulament sau vreun cod de ținută sau poți să vii oricum, îmbrăcat sau în fundul gol sau cum, care sunt? Sunt anumite criterii pe care le primesc acești artiști? Acum este un spectacol. Fiecare își gândește apariția cum consideră mai... Poate unii mizează pe un aspect mai șocant, alții mizează pe calități muzicale. Aveți întrebări? Mulțumim!